Continuăm cu știri externe. Operațiunile de salvare ale victimelor continuă de peste 6 ore în regiunea Bavaria din Germania, acolo unde a avut loc un grav accident feroviar, în urma căruia cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 150 au fost răniți. Mai multe detalii despre această tragedie, dar și despre cauzele acesteia, ne spune Lucia Cușbă. Lucia, te ascultăm. Bun găsit! Cele două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în această dimineață în apropiere de orașul Bad Aibling, situat la 60 de kilometri de München. În urma impactului, una dintre garnituri a deraiat și, drept urmare, mai multe vagoane s-au răsturnat. Autoritățile nu exclud faptul că în trenuri s-ar mai afla persoane decedate prinse între fiare. La fața locului sunt mobilizați peste 500 de salvatori care lucrează contra cronometru. Vermutlich bei beiden Fahrzeugen bei 100 km/h und die Bergungen sind noch voll im Gange und es ist mit Sicherheit einer der schrecklichsten und katastrophalsten Schienenunglücke in Deutschland in den letzten Jahren. Potrivit presei internaționale, aproximativ 50 de oameni au suferit traumatisme grave, iar 15 victime aflate în stare critică au fost transportate la spital cu elicopterele. Deocamdată nu se cunoaște cauza coliziunii frontale a celor două trenuri, care aparțin unei companii private. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cum a fost posibil ca cele două trenuri să circule din sensuri opuse pe aceeași linie. Între timp, spitalul din München a făcut un apel către localnici să doneze sânge pentru răniți.